Salutare tuturor și bine ați venit la un nou uh, episod informativ. Uh, Presupun că știți ce înseamnă dacă vedeți chestia asta pe ecran. Iar eu sunt foarte, 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 foarte fericit pentru chestia asta, pentru că în sfârșit uh, nu se lansează jocul, încă nu este de cumpărat, dar dacă dăm noi aici pe start, putem să vedem că de pe 11 decembrie o să uh, se dea uh, drumul. Uh, din nou la SOS Tot, bineînțeles, tot Closed uh, Beta Dar mi se pare foarte, foarte, foarte tare, frate Că o să putem din nou să ne jucăm acest joc pe canal Deci uh, o să fie super, super blană, bineînțeles Și da, ce aș putea să mai spun? Uh, De-abia aștept să facem episoade Nu știu dacă va apărea episodul luni sau marți cu acest joc, sincer să fiu dar uh, ori luni, ori marți o să-l filmez cu cea mai mare fericire. Uh, nu știu de cât va fi episodul, s-ar putea să fie de 36 de minute. Uh, îmi pare rău că e marți, pentru că e o săptămână asta care vine. Am destul de multe teze, adică am două teze într-o săptămână, la mate și la română, și uh, nu cred. Ba, joi joi, seară, Joi, seară pot să fac live stream cu acest joc, deci uh, joi o să facem live stream cu SOS. Pentru că uh, se, se lansează bine, adică e lansat de două zile, ați înțeles voi ideea, dar, gen, eu am teza joi și joi-seară pot să fac uh, lejer un livestream uh, cu acest joc și sâmbătă vom face un livestream cu acest joc, adică de azi într-o săptămână. Uh, vineri, știți că facem Dead by Daylight sau vineri s-ar putea să nu apară live stream pentru că sunt puțin plecat, cred, dar nu știu, nu știu sigur, poate apare, poate nu apare, habar nu am. Uh, deci habar n-aveți, am făcut ca un copil mic L-am instalat, că nu mai aveam instalat, bineînțeles, în PC Și am deschis Pentru că am văzut că au făcut niște update-uri Pe forumul de pe Steam Scriam, nu știu ce update astăzi și ei Și am zis, bă, te poți juca? Și am mai înlăturat ei din baguri și chestii astea Și am zis, ok, dude Deci te poți juca Și uh, bineînțeles că am intrat și l-am dat la un dat repede Să văd despre ce e vorba Și am văzut acest mesaj Minunat și scrie că de pe 11 decembrie te poți juca din nou SOS, uh, ceea ce sper să lasem lase mai mult decât două zile, uh, măcar până la sfârșitul lunii uh, decembrie, dar putea să-l deschidă de acum, să fie deschis până lansează lancează, știi, adică Closed Beta, adică, pana mea, uh, e... Un beta închis și se joacă doar cei care au acces la joc. Deci ar fi ok să-l lase, pentru că eu ador jocul ăsta, efectiv. Ador cum e ca un reality show, să zic așa, cum era uh, acea emisiune, nu știu dacă o mai știți, sau cei care au sprins-o, erau vedetele acelea în Africa trimise. Nu mi se pare super, super mișto. Ăsta e caracterul cu care uh, voi juca mereu, pentru că mi l-am și costumizat, ceilalți, și să mi se pare mai mișto... La, nu știu, să parcă un fraier, ăștia așa cum stați ăsta, e cea mai, mai tipic mie, un adolescent aproape, cu frumos, albastru, nu vreau să-l îmbrac roșu cu negru, dar nu pot să îmbrac roșu cu negru, cred, și gen, ceilalți sunt femei și nu joc cu femei, pentru că sunt băiați. Da, nu e ca pe Dead by Day, la să te poți ascunde sau ceva, nu? Uh, join the beta, sosgame.com. Doamne ajută, nu merge dacă dau play Îmi zice chestia asta, îmi două eroare Bineînțeles că nu te poți juca Dar de-abia aștept Deci de-abia aștept să se lanceze jocul ăsta O să fie blană, blană, rău de tot Băi fraților și cam atât a fost cu acest episod informativ Habar nu am A fost ca un fel de test Ca să vă zic test Bine, un anunț Deci dacă o să vedeți episoade Vă rog eu să facem 25 de like-uri la acest episod ca să mă motivați pentru că eu de-abia aștept jocul. Dacă nu știți despre ce vorbesc o să las la final, sper să nu uit, o să las la final două linkuri către un două episoade de SOS, unul care e decupat de pe livestream-ul pe care l-am făcut cu acest joc în care am câștigat un match și a fost super, super blană și uh, încă un episod la random cum ar veni. Deci da, cam atât, eu am fost Sebi și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa! Sper să fie blană, blană, frate, blană rău de tot. Bye!